V-ați pus vreodată problema câte dintre rețelele sociale, mai ales cele folosite intens în zona voastră de vârstă, se constituie în riscuri de securitate cibernetică? Probabil că da. Nu de puține ori, probabil că ați auzit de colegi de-ai voștri, prieteni, apropiați, ale căror conturi pe rețelele sociale au fost afectate, au fost viciate, au fost furate, au fost sparte. E și foarte greu să găsești cea mai bună terminologie aici. Iar cineva a încercat să le înlocuiască lor identitatea. Lucrurile par amuzante până la un anumit punct. Par imposibile pentru cei care sunteți foarte atenți cu aceste lucruri. Însă, trebuie să ținem cont că ele se întâmplă aproape în fiecare zi. Este foarte important ca fiecare dintre voi să-și securizeze aceste conturi. Este foarte important ca tot ceea ce primiți la un moment dat din partea unor prieteni să fie trecut prin filtrul rațiunii și să nu acționați la primul impuls. Să nu apăsați prima dată pe un link imediat după ce l-ați primit, ci să vă uitați la sursa acelui link și la cel care vă transmite acel link. Uneori, cel care v-a trimis lucrul interesant, felicitare, orice gimmick v-a transmis, la un moment dat poate fi persoana reală sau poate fi o persoană care, de fapt, este la rândul ei păcălită și contul ei de rețea socială a fost compromis.